Nu trebuie să invităm apa caldă, cunoaștem cu toții cum trăiesc cetățenii din comunitatea europeană, trăiesc în bunăstare, au parte de infrastructură dezvoltată, au parte de servicii publice calitative, cetățeanul este tratat cu mult respect din partea autorităților statului, ori aceste lucruri ne le dorim și noi în Republica Moldova.